educativă în această școală. Vă urez bine ați venit. Este o zi specială, vedeți, a răsărit și soarele. Înainte de a urma alături de mine, pe cadrele didactice, pe doamna președintă, pe doamna manager, aș dori să o chem pe Anastasia să începem cu imnul național. Haideți, foarte mult! Andra Anastasia Tanase. Pe doamna director Bută Dorica, director acestei școli, doamna profesor, poftiți aici. Bineînțeles, doamna Preda, de care nu o să scăpați, este directoră educativă al acestei școli. Și pe doamna manager Secară, Andra. E un moment foarte important pentru noi astăzi. Dacă ar fi să invit toate cadrele didactice, cred că nu avem atâtea scaune, așa că o să-i rog pe colegii mei să rămână în primele rânduri. Și prin sală, fiindcă colegele mele se ocupă și de organizare. Mulțumim frumos pentru întreaga primire și organizare și deschid oficial astăzi anul școlar 2015-2016 la Școala Sanitară Post-Liceală Ana Aslan Onești. Este prima promoție care o avem noi la Onești, având în vedere că aici, în această sală, sunt două școli, și anume Școala Sanitară Post-Liceală Ana Aslan, și anume Boboci de la anul întâi, la care țin neapărat să le urăm bun venit, în aplauzele dumneavoastră. Și cursanții de la anul 2, reveniți acasă, și anume la cele trei specializări, asistent medical generalist, asistent medical farmacist
și asistent medical, balneofizio, kinetoterapie. Spre surprinderea noastră, a staff-ului de la Asociația pentru Promovarea Învățământului European DACA, urând a cadrelor didactice din școala noastră, în acest an, la Onești, s-a bătut recordul. Și anume, atingem un număr de 200 de elevi la anul 1 și 2, un număr, trebuie să recunosc, la care nu m-am așteptat. Sunt mulți părinți în sală, mulți elevi în sală, elevi care nu și-au adus dosarul, nu și-au depus dosarul, sunt cu dosarul sub braț, spre surprinderea dumneavoastră, fiindcă își doreau foarte tare să ne cunoască, să ne vadă, să cunoască echipa managerială și nu numai în acest an, în fiecare an, noi vom fi aici alături de dumneavoastră, nu numai la început de an, ci ori de câte ori va fi nevoie. Vreau să mulțumesc întregii echipe manageriale de aici din Onești, și anume, în primul rând, doamnei profesor Preda, fiindcă o să vă spun că această școală s-a deschis dintr-un vis al dumneaei. Și anume, anul trecut, doamna a insistat să venim pe piața Oneștiului, fiindcă la Onești e o necesitate de specialiști, e o nevoie de specialiști și, într-adevăr, după o discuție cu doamna manager, managerul Spitalului Onești, care este alături de noi și în această zi și la toate activitățile pe care noi am încercat să o invităm și anume conferința medicală cu participare internațională, unde dumneai nu numai cu întreaga echipă de la spital, a fost alături de noi și pentru care îi mulțumesc. Mai mult de atât, după o discuție anul trecut cu doamna doctor, doamna manager, și anume, e nevoie pe piața Oneștiului, doamna președintă, o citesc pe dumneai, de specialiști, e bine să veniți la noi în Onești, fiindcă avem nevoie de cadre, de cadre foarte bine pregătite, mint doamna manager, nu, așa îmi spunea dumneai acum un an și am spus că vin aici, dacă găsesc și sprijinul specialiștilor din Spitalul Onești, aceasta a fost o condiție la care doamna a fost foarte deschisă și cu care am avut pe parcursul întregului an o colaborare extraordinară. Și vă mulțumesc, doamna manager, mulțumesc dumneavoastră și echipei de la Spitalul Onești pentru întregul sprijin acordat pe parcursul anului care a trecut și ce vor urma. Am insistat cu toate că dumneai are un program foarte încărcat să fie alături de noi în alegerea specialiștilor din această școală și nu numai. Din acest an, doamna completează echipa de specialiști ca și cadre didactice la noi, la școala Ana Aslan. Mulțumim! Vreau să mulțumesc primăriei Onești pentru întreg sprijinul acordat anul trecut și nu numai pe parcursul întregului an, la avizarea acestei școli și anume atunci când eu m-am deplasat cu echipa de la Ministerul Educației pentru a obține aviz favorabil la cele trei specializări și anume, așa cum spuneam, asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical banio-kinetoterapie, dumnealor ne-au susținut, ne-au îndreptat spre Colegiul Petru Poni, unde să găsim găzduire și astăzi se află alături de noi domnul director. Mulțumim, domnule director. Nu vreau să greșesc numele. Deci, gazdele dumneavoastră sunt nu numai Asociația pentru Promovarea
învățământului, nu numai școala sanitară a Naslan, ci și Spitalul Orășenesc și staful de la Colegiul Petru Poni. E un an greu, un an în care noi completăm întreaga organigramă a școlii, fiindcă e bine să știți că dumneavoastră nu sunteți o filială, sunteți o școală cu autonomie aici în Onești. Aveți încă două școli surori, și anume Școala Sanitară Post-Liceală din Bacău și Școala Sanitară Post-Liceală din Comănești, care este acum la a doua promoție, și anume la al doilea an. Deci, suntem trei școli surori. Nu ne-am înființat astăzi, noi funcționăm de trei ani de zile, eu fiind și profesor universitar de peste 12 ani, deci nu lucrez pentru prima dată cu elevii, am experiență în lucru cu elevii, sunt și titulară la Onești, așa că atunci când nici măcar dumneavoastră nu o să vă așteptați, eu o să vin în inspecție la clasă, fiindcă vreau să ridicăm această școală la un nivel academic. Acesta este scopul nostru, acesta este drumul pe care ni le-am propus, dar toate aceste lucruri se pot realiza cu ajutorul cadrelor didactice din această școală, cu ajutorul partenerilor de la nivel local, și aici vreau să menționez și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, și anume cu toate centrele care le au la nivel de Onești și cu care noi am colaborat încă de anul trecut în practică, cursanții noștri fiind practicieni acolo și nu numai, o parte dintre cursanți sunt chiar angajații Direcției de Asistență Socială. Vreau să menționez acum, îmi vine în minte, Centrul Alexandra, cu care eu colaborez încă de la înființare și sunt colegii mei de specialitate, și anume de psihopedagogie. Înainte de a-i da cuvântul doamnei director, cu care am dus lungi discuții și proiecte de management pe care intenționăm să le derulăm noi la nivel de Onești, doamna a fost agreată de către Inspectoratul Școlar, agreată de către Consiliul de Administrație al Școlii, întrunind toate condițiile pentru a fi managerul acestei școli, și anume tot ce ține de partea didactică îi aparține doamnei Dorica Budă. Are un CV impresionant, o activitate remarcabilă în spate, o experiență în, o să spun, în conducere, în management. Eu am purtat cu doamna discuții de acum 2-3 luni. Spre surprinderea dumneai am căutat-o și mi-a spus doamna Mocanu, îmi doresc să fiu coordonatorul acestei școli în echipă cu doamna Preda și să fac echipă cu toate cadrele de la nivel de Onești. Doamna nu a venit singură, a venit cu o colegă care va fi secretarul șef al acestei școli și vreau să o aplaudați, este aici alături de noi. După ce semnăm toate documentele mâine în Consiliul Profesoral, fiindcă intenționez mâine să vă dau liber, fiindcă eu nu vreau să consider că v-am stricat duminica de astăzi, dar mâine toate cadrele de la Școala Sanitară Post-Liceală Onești sunt invitate la ora 4 în Consiliul Profesoral, unde o să punem pe hârtie tot ce ne-am propus în acest an, și după care, marți, veți lua legătura cu conducerea școlii, să vă luați programul, să vă preia diriginții clasei, care, așa cum spuneam, noi am intenționat să facem câte o clasă și ne-am trezit la unele specializări chiar cu două clase. Și, așa cum vă spuneam, atingem un număr record. 200 de cursanți pentru acest an, e adevărat, nu-mi propusesem la Onești, dar cred că Dumnezeu a ținut cu noi și dumneavoastră ați avut șansa să ne cunoașteți. Mulțumim frumos!
Eu sunt nevinovat de câte ori este cazul, dar vreau acum să-i dau cuvântul doamnei director să orice și-a propus pentru acest an. Sunt mai puțin înaltă, fizic. Dar să dea Dumnezeu să fiu înaltă moral, că, pentru și profesional, că de acest aspect acest aspect are nevoie pentru mine. E o onoare pentru mine să fiu în acest context. Alături de domnul Cano, alături de echipa de cadre medicale și didactice, alături de dumneavoastră. Dragi elevi, eu sunt obișnuită cu această exprimare. Am puțin tremur în voce, căci în acest context sunt și eu debutantă și sunt un pic cam mici pantofi la această clipă, dar să sperăm că prietenia care se va lega între noi va face ca lucrurile să curgă frumos și să se așeze. Ascultându-o pe doamna Mocanu, ascultându-i convingerea în toate ideile, simțindu-i convingerea în toate ideile din ei, n-ai cum să nu-ți dorești să fii alături și să pui... Sunt cadru didactic, am activitate managerială, sunt licențiată în psihologie, am masterat în psihologie resurse umane, sunt licențiată în pedagogie, dar eu cred că despre pregătirea mea profesională se va vedea în ceea ce fac. Îmi doresc foarte tare să vă fiu de folos. Îmi doresc mult să fiu la înălțimea echipei didactice și profesionale în care intru. Îmi doresc din suflet și îl rog pe Dumnezeu să binecuvinteze această zi, această întâlnire. Sunt convinsă că va fi nicio întâlnire nu întâmplătoare. Și cu siguranță, nici acest moment nu este întâlnirea noastră în timp, să o binecuvinteze Dumnezeu cu rod și bucurie. Dumneavoastră știți și condițiile educaționale, din moment ce v-ați înscris aici, ați investit în credere și ați investit doar în mental, adulți fiind, știți perspectivele educaționale și să fiți convinși că la aceste perspective tot ce înseamnă împlinirea rostului dumneavoastră intră în bunăvoința și în deschiderea noastră. Nu vreau să vă spun mai multe. Să dea Dumnezeu să vă pot fi alături. Încă o dată, colegii din echipă, le mulțumesc pentru onoarea de a fi alături de dumneavoastră. Vreau să cred că voi fi la înălțimea dumneavoastră. E o provocare și destul de mare pentru mine, dar să știți că sunt o persoană ambițioasă și îmi doresc din suflet să începem de astăzi o prietenie. Încă o dată, scuze că mă repet, dar să întărim. Repetiție, știți, prima mamă țării. O prietenie în rod și bucurie. Doamne ajută!